Frunză verde de umbră de când era mai tânăr eu. Bună ziua, mă numesc Coca Mircea și sunt student în anul 3 la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, în secțiunea Teologie Pastorală. Mă simt binecuvântat că m-am născut în comuna Sadova, în satul cu oameni frumoși, un sat în care tradițiile sunt păstrate cu multă râvnă, aș putea să spun. Am simțit și eu nevoia de a duce tradiția mai departe, de a păstra tradițiile, la fel cum și semenii din acest sat fac de atâta timp. Mă suiem suspirareu că acolo-i dorm eu. Nu știu sigur dacă am avut o inspirație, cred că Dumnezeu așa a vrut pentru a alege acest drum. Totul a început la vârsta de 8 ani, după moartea tatălui meu. Acesta a fost punctul de unde am început să păstrez tradițiile, să cânt. Primul ajutor pe care l-am avut a fost chiar părintele din fundul Sadovei, părintele paroh Simeon Mândrilă. De asemenea, familia m-a susținut, bunicii, mama, m-au susținut foarte mult în parcursul meu. Și lângă chietrile Doamnei și-mi paște moițelii și-mi cântam doinițelii. Am ales muzica populară deoarece este muzica poporului nostru, muzica tradițională. Aceasta ne-a rămas de la strămoșii noștri și cred că este datoria noastră de a o duce mai departe și de a o păstra cum se cuvine. Cred că Sadova este locul în care putem vedea cum tradițiile au rămas împământenite în conștiința poporului, conștiința sadovenilor, deoarece sunt din ce în ce mai mulți iubitori de folclor printre tineri, cum am văzut și în ansamblu care l-avem în comună. Și cred că tinerii devin din ce în ce mai interesați acum de strămoșii noștri și de istoria poporului român și de istoria tradițiilor lor, pentru că asta le definește ca oameni. Cât era ziua de mari, eu cântam din frunzășoarii. Eu cântam ziua din frunze. Da, iubesc Sadova, deoarece oamenii sunt gospodari, sunt cum se cade și știu cum să păstreze credința și tradițiile românești. Am ales Facultatea de Teologie deoarece de mic am crescut în sânul bisericii, prin oamenii, pe lângă familia care păstrează credința ortodoxă și cred că tot satul m-a influențat într-un mod pentru a studia teologia. Părintele Simeon Mândrilă și părintele Macar Ilie sunt cei care mi-au insuflat această dorință. Cred că așa am ajuns să studiez teologia. Pe viitor aș vrea cu voia Domnului, de a-i sluji Lui. Cred că asta este cel mai important și asta este scopul nostru, de a restabili relația noastră cu Dumnezeu. În primul rând, fiind cântăreț la strană sau la parohie, iar pe viitor, nădăjduiesc, voi sluji la altar. Prin muzică aș vrea să transmit mai multe lucruri. Pentru oamenii din sat, pentru oamenii din Sadova, cred că aș vrea să transmit dorul de tradiții. Pentru turiști sau pentru cei ce ne calcă pragul, aș vrea să le transmit bucuria noastră și modul prin care oamenii își duc traiul aici, în Sadova. Toată lumea să mă auze, of, 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 inimă bună. Nu te-am mai avut de o lună, de o lună și o săptămână. Când eram mic, mergeam la fân cu sătenii, cu muncitorii. Cum eram mic, eu nu prea aveam ce face la fân, că era muncă grea. Și eu cântam și mă urcam pe poșor și făceam microfon din fân, din paie și cântam. Și lumea lucra. De când am în bar,
trenit. Pira rău n-a mai suit, din frunze n-a mai cântat, cum cântam eu altădat. Că eram tinerel ficior, pirarău suiem ușor, și-am rămas numai cu dor.